Slăvit să fie Dumnezeu! Spunea fratele Ghiță să ne prezentăm. Sunt un om care am venit că am nevoie de rugăciune. Și am nevoie de rugăciune pentru că am nevoie de Dumnezeu. Am realizat că nu vorbesc în dreptul meu, că nu am nevoie de bani mai mulți, ci am nevoie de Duhul lui Dumnezeu mai mult. Am realizat că n-am nevoie de o mașină mai bună, sincer, am nevoie de Duhul lui Dumnezeu mai mult. N-am nevoie de o casă mai mare, slavă Domnului, suficientă cea pe care o am, dar am nevoie mai mult de Duhul lui Dumnezeu. N-am nevoie nici măcar de sănătate mai multă, slavă Domnului, am destulă, am nevoie mai mult de Duhul lui Dumnezeu. Fraților, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu ceva timp în urmă, într-o noapte friguroasă de iarnă, veneam înspre casă, locuiam undeva la graniță cu Ucraina, nordul țării, Nisipitul, o localitate, și venind spre casă, treceam prin piața satului și acolo era o zi de joi seara, joia e piața acolo, și după piață de obicei oamenii stau și beau, se îmbată bine, și era acolo pe o scândură un bărbat întins. Era seară, era frig, am zis dacă rămâne acolo cu siguranță până dimineață va degera, ceva se va întâmpla. Inițial am trecut de mașina cu el, după care m-am mustrat cugetul și zis, întoarce-te, de aceea ai venit aici în zonă să slujești pentru oameni ca aceștia. M-am întors și m-am uitat, l-am ridicat de jos, era ud, era făcut pe el, era beat. Avea două sacoșe la el, una plină cu țigări, una plină cu sticle de vodcă. Venise de la ucraineni, le cumpărase ca să le vândă mai departe. I-am zis, eu sunt preotul de la Pocăiți, popa de la Pocăiți, am zis. Eu vreau să te duc acasă. Pentru că dacă rămâi aici, ai să mori până dimineața sau cel puțin cel o să paralizezi, o să se întâmple ceva, o să stai picioarele. Vreau să te duc acasă, dar vreau să te duc acasă și pentru asta vreau să arunci toate sticlele de băutură, tot țigările, tot ce ai, că din cauza lor ai ajuns așa. S-a uitat la mine, s-a uitat cu ochi mari și a zis, cine ești, nu înțeleg ce vrei, nu te cunosc, ce vrei. Iarăși am repetat același lucru. Lucrul ăsta s-a repetat de vreo 3-4 ori. Tot se uita la mine și îmi spunea, cine ești și ce vrei? În momentul acela m-am oprit și m-am uitat în sus, am văzut cerul era senin și am învățat că în cerul senin sunt stele, e o noapte mai friguroasă, mai geroasă. Așa am înțeles, așa, și așa era. Atunci m-am uitat la el așa cum era dumneavoastră și am început să mă rog ca și cum vorbeam cu el, numai că nu mai mă rugam în românești, mă rugam în alte limbi, vă spun ce făceam. După câteva minute după ce m-am rugat, i-am zis, omule, aruncă toată băutura, aruncă țigările. Vreau să te duc acasă ca ai să mori aici. În următoarea clipă și-a desfăcut toate sticlele de băutură, le-a vărsat jos și a aruncat țigările undeva în apă, că eram lângă râu, și l-am dus acasă. Și am înțeles că ce n-a putut face elocvența vorbirii, ce n-au putut face două facultăți cu diplome la zi pe care le am, ce n-a putut face un master în psihologie, a putut face o rugăciune în câteva minute prin Duhul. Înțelegeți? Am înțeles că ce nu putea face o diplomă, o legitimație de slujitor, nu, că sunt bune toate astea, că și eu le-am făcut. Ce n-au putut face toate lucrurile acestea, o rugăciune prin Duhul, simplă de câteva minute, a putut să deschidă ochii acelui om care nu știu de ce erau întunecați, urechile lui nu știu de ce erau apăsate, și a putut auzi un mesaj simplu, l-a înțeles, l-a pus în practică și s-a făcut lucrarea, slăvit să fie Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că fără El, dragii mei, e bună teologia și eu am făcut-o. Am făcut 4 ani la ITP la București și e bună. Și toate lucrurile și studiile, așa cum zicea, sunt bune. Dar fără puterea și ungerea Duhului Sfânt, frate, nu este nicio, n-au niciun rezultat. Ci o să ne încânte mintea cel mult. O să spunem ce frumos a vorbit, ce interesant a zis lucrul ăsta. Frumos, dar vii legat de țigări și pleci tot legat de țigări. Vii legat de, eu știu, de un duc de curvie, de mânie, de toate răutățile și pleci la fel. Doar o să zici ce mesaj frumos a vorbit la biserică, dar tu pleci la fel cum ai venit. E nevoie de puterea Duhului Sfânt, frați și surori. Nu ai nevoie de cuvinte poate mai sofisticate să-i spui copilului tău, ci ai nevoie de puterea Duhului Sfânt când vorbești, Dumnezeu să însoțească cuvintele pe care le spui. N-ai nevoie, poate, eu știu de ce, teorii mai complicate, mai cuvinte mai elevate să vorbești cu cel de lângă tine, cu soțul tău sau soția ta să o convingi. Ea știe că e în păcat. Ea știe că ceea ce face poate nu face bine. Ai nevoie de puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt.
După câteva zile a venit un vecin la mine și a zis, omul acela care l-ai dus acasă a venit la tine, a venit și a zis, mi-a transmis să-ți trimit mesaj să-i cumperi toate sticlele înapoi și țigările să-i redai, că dacă nu vine la tine cu Stănescu, Stănescu te aruncă în sus, o să cazi jos de la ruș, vine cu el și ai să vezi ce faci. Acum nu știam, mă gândeam la el, mă uitam, zic, bă, ăla era un om înalt, un om mare, acolo e un sat în care se vorbește ucrainești, da, nu sunt eu chiar voinic așa. Pot să zic că sunt chiar așa curajos când am auzit. Și tot îmi spunea, vezi că vine la tine, vine cu Stănescu de la ruș, te aruncă în sus și nu știu ce pățești, așa că iei băuturile și aia. Deci eu am zis, eu nu i-am aruncat băutura, nici țigările cu mâna lui. Eu nu m-am atins de el. Eu i-am zis, el și-a desfăcut sticlele și așa. Și la un moment dat zic, dar cine-i Stănescu ăsta? Și a zis, e diavolul. Ei lucrează cu vrăji, cu vrăjitorii, fraților, e asta, în asta cred. Și are nu știu ce duhuri și vine cu ele și își face. Și atunci am zis, uite, spune că miercuri ai biserică, să vină cu Stănescu la biserică, stăm de vorbă. M-a luat un pic gura pe dinainte, am fost așa mai curajos. Vă spun că după vreo săptămână, într-o miercuri, era adunare de rugăciune la biserică și vine un bărbat înalt, frumos, îmbrăcat, curat, aranjat, se pune pe bancă. L-am văzut, s-a terminat slujba, n-am apucat să merg la el, ca și plecat. Și l-am întrebat pe vecinul ăsta, mă, cine e ăsta? Zice, ăsta e ăla cu Stănescu care a venit la tine. Nu știu cu ce Stănescu a venit, dar a plecat acasă așa cum a venit, aleluia. Pentru că a protecția lui Dumnezeu, înțelegeți? Avem nevoie de Duhul Sfânt, că avem nevoie de protecția Lui. Dragii mei, astea le-am trăit eu, poate vă se par povești undeva de la țară. Le-am trăit eu, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că nu te pot păzi, oamenii nu te pot păzi, nici tu cum te păzește Duhul Sfânt. Și copiii tăi și copiii mei sunt acasă acum singuri și sperăm în 6 ore, poți știu când ajungem acasă cu ajutorul Domnului, sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu pot să mă uit la ei, pot să-i păzesc, pot să fac multe lucruri, dar cum îi păzește Dumnezeu? Aleluia, nu-i păzește nimeni, înțelegeți? Avem nevoie de Duhul Sfânt, dragii mei, nu poți să faci fără Duhul Sfânt. Eu nu știu cum să mai explic, fără Duhul Sfânt nu avem ce să facem. Nu am putere să slujesc fără Duhul Sfânt. N-am putere să mă rog, eu mă rog, îmi pun mâinile peste tine, să fac un ungere cu o sticlă de ulei storn în cap, cât vrei tu. Dacă nu e ungerea Duhului Sfânt, degeaba. Dacă nu e însoțirea Duhului Sfânt în predicare, în cântare, nu se întâmplă nimic în biserică. Cel puțin vin cu o povestioară, îmi spun, îmi storc o lacrimă și mai fac. Dar schimbarea inimii o face Duhul Sfânt. Protecția cu adevărat o face Duhul Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt, că avem nevoie de protecția Duhului Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Și avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, frate. Sunt mult, dar doar la asta m-am oprit. Veneam cu Andrei Popescu, care e aici, care i-a povestit cum s-a pocăit, și veneam de la Suceava spre Nisipitu și ne-am oprit la Falcău, la ei acasă. Daniela, care ieșea aici, era în pat, dureri de burtă, era însărcinată cu primul copil, frig în casă, ea tremura. Aici care dureri foarte, foarte mari de burtă și nici să facă focul nu putea, nu era încălzire în pardoseală, era o sobă în care trebuia făcut focul, da? Dar slavă Domnului că era bun și era bună și căldura, dar nici aia nu era. Și am ajuns cu el acolo și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt, am nevoie de călăuzirea Ta, Doamne, că nu știu ce să fac. Și am deschis Biblia și am deschis Biblia la pasajul la unde vreau și despre soaca lui Petru, care era prinsă în friguri. Și am citit pasajul acela, Iisus s-a rugat. Friguri au lăsat-o și a început să le slujească. Soția mea era la București în vremea aceea și a zis, Daniela, ne rugăm pentru tine, Domnul te vindecă, vii la nisipitul la biserică și ne gătești și noi mâncăm. Așa i-am zis. Zic, așa e cuvântul. I-a zis lui Andrei, ne pune pe genunchi și ne rugăm. El nu știu, după aia mi-a zis că s-a pus că i-am zis eu, dar în mintea lui ne-am pus pe genunchi, am pus mâna peste Daniela, ne-am rugat. Daniela a stresărit deodată și s-a simțit cum a ieșit ceva din burtea mea, nu mai mă doare nimic. S-a ridicat în picioare, a venit la nisipitul și ne-a gătit, aleluia. Sunt aici amândoi prezenți de față, slăviți să fie Dumnezeu. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt poate să-ți dea o călăuzire la care nu te aștepți. Și mintea ta poate să meargă în altă direcție. Tu să te gândești că e nevoie nu știu de ce lucruri și Duhul Sfânt să spună, n-ai habar, n-ai de ce se întâmplă aici. Uite ce trebuie să faci. Fără Duhul lui Dumnezeu nu putem face nimic. Și poate să vină oamenii cu stăneștii lor, cu cine or fi. Așa se numea acolo în Ucraina, așa numeau ei pe duhurile astea care lucrau ei. Poate să vină dacă Duhul Domnului este cu tine, aleluia. Înțelegeți? Pentru că în prezența Domnului Duhul e ca dânleșin. Și ele pot veni, te pot ataca, nu știu, dacă în prezența Domnului este în viața ta, aleluia, sunt neputincioase, slăvit să fie Dumnezeu. Când prezența Domnului este în viața ta, știi ce să faci, dragul meu. Pentru că de multe ori ești în situații în care nu știi ce să fac, Doamne, ce să zic, încotro să o iau, încotro să o apuc. Și Duhul Domnului îți dă gândul la bun, aleluia, și faci ceea ce trebuie, slăvit să fie Dumnezeu. Aleluia. Iar Duhul Domnului este prezent în locul acesta.
Și Duhul Dumnezeu a descoperit că sunt aici persoane care au nevoie să-și predea viața Domnului, să zică: Doamne, eu astăzi îmi schimb viața. Aleluia. Sunt aici persoane care au nevoie să ne rugăm pentru ele, ca Dumnezeu să atingă de ele, să le umple cu Duhul Sfânt, să le boteze cu Duhul Sfânt. Și sunt aici persoane care au nevoie de atingerea Domnului ca să le vindece Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu le va face pe toate. Și poate spui: de ce crezi? Poate ai vorbântie. Nu, și de ce cred? Pentru că așa a vorbit Dumnezeu la început. A zis: așa vorbește Domnul. Vreau să mă ating de unii. Pe unii să-i vindec sufletește, pe unii trupește. Înțelegeți? Și dacă a zis Domnul, așa face, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare în prezența Domnului. Vreau să ne rugăm și mai închei cu o experiență care am avut-o acum câteva zile. Eram la frați în Germania, am slujit cu fratele Chiță, acolo ne-am bucurat. Și am primit deodată un mesaj, vreau să mai stau două zile și în momentul ăla am zis: gata, trebuie să mergem acasă. L-am luat pe Daniel, eram cu Daniel și în drum am zis, parcă eram obosit, zic: hai să ne oprim în Viena, zic eu lui. Sună pe cineva, era o soră acolo care o cunoșteam din Ucraina, la care o cunoșteam din Ucraina, o sună și spune: da, puteți să vă opriți. Era cu soțul și copiii acasă, intrat în casă și a zis, am venit să ne odihnim câteva ore pentru că suntem obosiți ca să putem merge în România. Și a zis: voi n-ați venit aici la întâmplare, ci Domnul v-a trimis în casa asta. Zic: de ce? Păi uite, vecina mea cu 7 copii, unul dintre ei cu sindrom Down, este foarte slăbită tot. O apucă răul, cade pe jos prin casă, îi se face rău, are numai probleme de genul ăsta. Și cu o săptămână și ceva în urmă, la rugăciune a vorbit Dumnezeu, așa vorbește Domnul: mă voi atinge de tine și te voi întări și vei fi vindecat. Ei, a zis. Și a zis: cum, Doamne? Voi trimite niște frați în casa voastră acolo și se vor ruga pentru voi, vă pune mâinile pentru voi. Și ei au zis: voi sunteți trimiși de Dumnezeu să faceți lucrarea asta. Noi eram obosiți, noi de bea așteptam să ne culcăm, noi credeam că suntem la întâmplare acolo. Dar Dumnezeu călăuzea lucrurile. Și s-a făcut o seară de rugăciune care a ținut mai mult și ne-a rugat și Dumnezeu să atingi, Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate face asta, frați și surori. Vreau să înțelegeți că nu avem nicio putere în noi înșine. Vreau să înțelegeți că noi suntem mai slabi decât mulți dintre dumneavoastră, că suntem mai neputincioși și doar Duhul Sfânt este Cel care face diferența. Este cineva în ziua aceasta în viața căruia Duhul Sfânt a lucrat și îl îndeamnă și prin fatele Ghiță ridică mâna și spune că vrei să-ți predai Domnului și nu ți-ai ridicat-o și te-ai împotrivit? Și fratele Ghiță a doua oară a zis: ești aici și iar te-ai împotrivit. Cât vrei să te mai împotrivești Duhului Sfânt? Lasă-te biruit și biruită de Duhul Sfânt. Pentru că întrebarea aceasta, eu mă gândeam, zic: Doamne, dar aici o întâlnire a rugăciunii, nu cred că a venit nimeni din lume, mă gândeam eu în gândul meu. Și știi ce gând mi-a venit? Sunt botezați care au nevoie să vină la Dumnezeu, care cu mult timp au încheiat legământul în apa botezului, dar ceva s-a întâmplat și sunt cum era, zicea Daniel, eram în biserică, dar eram departe de biserică. Dar am zis: Doamne, dar ăștia stare greu să le recunoască. Eu care m-am întors la Dumnezeu să ridic mâna, să zic că m-am depărtat de Dumnezeu, și asta e tare greu, că cel mai greu se pocăiți. Dar dacă asta este călăuzirea, așa facem. De aceea, înainte să citim biletele acestea, înainte să ne rugăm, vreau să întreb, este cineva aici care, deși poate vine de mult la biserică, poate se uită cei din jur la tine și spun: o fată pocăită, uite, îmbrăcată cum trebuie, sau un frate pocăit, dar tu știi ce e în inima ta. Tu știi că nu mai simți fiorul Duhului Sfânt. Tu știi că nu mai simți prezența Domnului. Tu știi că Dumnezeu e departe și zici: tată, dar El nu mai e tată. Și zici: Doamne, și El nu mai e Dumnezeul tău. Și zici: vino în casa mea, dar El nu mai este în casa ta. Și atâtea lucruri și parcă este un teatru în viața ta, parcă este așa o fățărnicie. Astăzi se poate rupe lucrul acela, slăvit să fie Dumnezeu, mărit să fie Dumnezeu. Ești aici, ridic o mână înaintea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, aș vrea să ne rugăm pentru tine. De aceea vreau să citesc biletele acestea și în timpul acesta aș vrea să vii aici, să ne rugăm pentru tine. Dacă ești aici și poate ți-e inima despărțită de Dumnezeu, simți că Dumnezeu s-a depărtat de tine, simți că Dumnezeu simți că nu mai ești acolo unde ai trebuit să fii, nu mai ești copilul lui Dumnezeu așa cum a trebuit să fii, Duhul Sfânt nu mai este în tine, ai întristat pe Duhul Sfânt, s-a dus Duhul Sfânt la tine și ai acele stări, ai acele trăiri și nu mai poți să-i zici lui Dumnezeu: tată, în ziua aceasta Dumnezeu care e prezent în locul acesta prin Duhul Sfânt poate restaura, poate ierta, poate să te pună din nou pe stâncă, slăvit să fie Dumnezeu, aleluia, mărit să fie Dumnezeu, aleluia. Vino în față la Dumnezeu aici, vino să ne rugăm pentru tine, dacă ești în seara aceasta, dacă Dumnezeu nu mai simți că e lângă tine, că zici: Doamne, mă rog și nu te simt, mă rog și te-ai depărtat de mine, mă rog și nu mai ești la mine, haideți aici în față. Nu fac lucrul ăsta pentru că am eu vreo deșteptăciune, fac pentru că așa a fost călăuzirea și eu cred în călăuzirea Duhului Sfânt. Vin
Veniți, vino aici, haideți, aleluia. Eu știu că pocăiți se pocăiți cel mai greu, dar Dumnezeu este cel care poate să ridică, să ridice, slăviți să fie Dumnezeu. Haide, haide la Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru oamenii aceștia ca Dumnezeu să ierte orice ar fi în viața lor. Ca Dumnezeu să îi atingă din nou și din nou să audă șapta Duhului împreună cu Duhul lor care stric Ava, adică Tată slăvit să fie Dumnezeu, aleluia, mărit să fie Dumnezeu.